că te pricep la tenis de masă și aș vrea să te provoc. Hai să vedem ce iese și după te provoc și eu la box, să vedem cum te descurci. Ia poziția asta, așa. Așa. Lasă mâna lejer. Deci trebuie să am un pic de distanță, nici foarte strâns, nici foarte larg. Da, exact. Uite-te la mișcarea mea, vezi? Hai să încercăm să învățăm corect. Hai. Ușor, nu trebuie să dai tare. Ușor pe mână. Așa, bravo. Dar îmi place de ea, te la contră vrea să treacă direct la topspin, e ok. La ce e mai greu. Ține așa, așa. Nici chiar așa, așa. Așa, așa, așa. Așa. Nu-i nimic, nu-i nimic. Good. Bă, am dat 3 la rând. Păi hai vezi? Bine. Așa. Bravo. Wow! Wow! Mamă, mi-a intrat și în rit. Nu? Foarte bine. Berne, ține asta. Hai să vedem cum te descurci la box. La tenis, am văzut ce poți. Nu cred că o să mai spun vreodată că am jucat tenis. Aș vrea să joc cum ai jucat tu la tenis de masă, așa că sper că o să fie tot în regulă. O să fie bine. Să nu mă bați rău, bine? Nu. Dai un pumn așa, pac, pac. Ia să-mi pun și eu mânușile. Vârful piciorului drept trebuie să fie pe aceeași linie cu călcâiul piciorului stâng. Așa, perfect. Brațul drept, cotul pe picat. Dreptul. Drept, da, cotul pe picat și pumnul la bărbie și brațul stâng în față. Îndoi puțin flexezi puțin genunchii, asta e poziția de gard. Ai, ai, poți să te deplasezi, exact cum mi-ai spus mie la tenis. Mai ne deplasăm. Opa! Bine, hai, deplasează-te în jurul sacului. Pleacă din fața ei că îți dă. Lasă-mă cu tine, nu cu sacul. Nu să vedem cum vrei. Cu mine vrei. Nu trebuie să mă numești cu mine unde vrei. Și cum mă apăr, așa? Da, pui brațele. Bine. Hai, prinde-mă. Ce ai învățat azi de la mine? Am învățat să am răbdare, să pregătesc, iar la final să atac și să câștig. Tu ce ai învățat de la box, de la ceea ce ți-am arătat? Să-mi spere adversarele și să știu când trebuie să termin mingea. Da, aia e. Așa că cred că facem o echipă foarte bună și să ne vedem la Paris, să ne rupem. Da, să facem cea mai bună echipă. Sunt tare fericită că am avut ocazia să schimb niște mingi cu ea, pentru că este o fată extraordinară. Am rămas surprinsă, pentru că nu mă așteptam să știe să joace atât de bine. Chiar știe să facă schimb de mingi. A fost super, m-am simțit minunat. Bine, Bernie e o drăguță, a încercat să mă învețe diferite trucuri. Chiar am învățat că eu sunt mai grăbită, ca în box, pap, să-i dau să scap. Ea zice că ai răbdare, construiește. Și chiar așa este, dacă ai răbdare și nu pui întotdeauna forță, ceea ce și la noi în box se folosește chestia asta. Nu totdeauna trebuie să pui forță într-o lovitură. Forța vine când trebuie. Mi-a făcut plăcere să mă învețe o campioană atât de mare cum e Lăcră. Cum trebuie să stau, cum trebuie să fiu așezată la box. Mi-a fost frică că nu o să reușesc să fac nimic, dar m-a felicitat și a zis că chiar m-am descurcat. Bine! Are vână! De când i-a pus mânușul, m-am să dea, că hai, fă cu mine că la sac! Ăsta nu dă înapoi! Da, mi-a plăcut atitudinea ei și oricum îmi plac oamenii care sunt mai înțepați așa și au curaj. Mi-a dat... Așa, Lăcră o motivație în plus pentru că știu că ea deja s-a calificat și vreau să mă calific și eu cât mai repede ca să fiu un pic mai liniștită. Vă veți întâlni la Paris, la anul, la Jocurile Olimpice? În siguranță, sigur ne întâlnim și o să facem o echipă tare acolo. Și cu toți sportivii care vor fi, sigur vom fi o echipă și vom obține rezultate frumoase pentru România. Îmi doresc din toată inima să cuceresc medalie olimpică. Sunt pregătită, nu o să fie ușor. Îmi doresc ceea ce îmi lipsește, o medalie olimpică.
am medalie europeană, mondială, îmi doresc o medalie olimpică și cred că va fi prima pentru România. Spun asta nu pentru că colegele mele care se vor califica nu vor lua medalie, ci pur și simplu eu sunt prima categorie, 54. Și atunci o să fie prima medalie, știi? Și vreau să zic că o să fie prima medalie pentru România la Olimpiadă. Tenisul de masă este viața mea și nimic și nimeni nu poate să îmi distrugă liniștea și plăcerea de a face acest sport. Hai România!